Vă vine să credeți sau nu, astăzi asistați la încă o premieră aici pe canal. Da, pare foarte ciudat, dar eu până astăzi, mă rog, până săptămâna aceasta, nu neapărat astăzi, nu am condus Mercedes-Benz A-Class în niciuna dintre versiunile sale. Am avut ocazia să conduc alte mașini construite pe această platformă. GLA, GLB, CLA, CLA Shooting Brake, B-Class, dar până acum îmi scăpase sub toate formele ei noul A-Class, sau mă rog, A-Class, per total, neapărat noul A-Class. Dar astăzi reglăm conturile cu Mercedes-Benz și conducem această mașină, considerată de unii entry-level și este într-adevăr una dintre cele mai accesibile modele Mercedes-Benz pe care le poți cumpăra în acest moment, cu un preț de pornire de la 36.500 de euro. Dar astăzi vom încerca să aflăm dacă acest preț vine cu foarte multe dezavantaje, să spunem. Vom încerca să aflăm cum se descurcă mașina asta în situații de zi cu zi, ce ne place, ce nu ne place, cât consumă și multe alte detalii. Așa că nu plecați nicăieri, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat. Pentru foarte multă lume, probabil că A-Class pare o abominație, destul de recentă parte din scopul acesta perfid al producătorilor de a acapara piețele sub orice formă și cu orice preț. Dar nu e chiar așa. A-Class-ul își găsește originile în 1997, atunci când a fost lansată prima generație A-Class. Da, știu că foarte mulți dintre voi vă aduceți aminte acel model. Era o struță cămilă, să-i spunem. Era un fel de hatchback înălțat și îngust. O mașină care a fost foarte populară inclusiv în România, dar care, mașina tocmai s-a încuiat, dar care a avut și câteva probleme importante de fiabilitate, mai ales pe parte de transmisii. Fast forward, niște ani mai târziu, când Mercedes-Benz a lansat următoarea generație A-Class și de acolo a încercat să o rafineze cât mai mult. Practic, unii oameni ar considera că A-Class-ul pe care îl vedem aici are doar două generații vechime, aceasta fiind a doua, mă rog, facelift-ul celei de-a doua generații. Practic, vorbim despre o mașină compactă. A-Class-ul a fost oferit în mai multe versiuni de caroserie. A fost oferit în primul rând drept un hatchback, tracțiune față la bază, platforma pe care e construit este tracțiune față, dar și în versiune sedan, în versiune shooting brake, da, CLA shooting brake, adică în versiune four-door coupe, adică coupe cu patru uși și cam atât. Iar astăzi lângă mine aveți versiunea sedan. Este facelift-ul celei de-a doua generație, cele mai recente generații, bazate pe această platformă în tracțiune față, pentru că original mașina asta a fost lansată în 2018, deci au trecut 4 ani, 2022, faceliftul a fost aplicat de către cei de la Mercedes și este un facelift minuscul, să-i spunem, cel puțin pe partea de design, vorbim doar de niște modificări mici. În partea din față, farurile au o formă subtil diferită care să le aducă în linie cu ce vezi pe modele precum S-Class sau C-Class sau E-Class în ziua de azi. Aul trebuia să se încadreze și el în limita producătorului german. Avem o semnătură luminoasă diferită acum, cu o singură linie luminoasă în partea de sus și, bineînțeles, grila care a fost și ea modificată și acum arată la fel ca pe celelalte modele, adică în interiorul ei nu vei mai găsi puncte, ci mici sigle Mercedes-Benz, așa cum am văzut pe multe alte modele. Mașina de față are și pachetul AMG, adică bara frontală, ați văzut, e ceva mai agresivă și avem și alte elemente pe mașină, de exemplu, pragurile laterale sunt ceva mai late, avem jantele, parte din pachet AMG de 18 inci cu acest design, cu negru lucios și 5 spițe duble, avem toate trimurile din jurul geamurilor în negru lucios și capacele oglinzilor la fel, astea sunt iarăși parte din pachetul AMG, care este aproape singura opțiune bifată pe această mașină și costă undeva la 12.000 de euro. Culoarea albă de la exterior este standard pe această mașină și dacă venim în zona din spate, iarăși o să observăm câteva schimbări minuscule, cum ar fi stopurile, care acum sunt un pic mai subțiri
și mai alungite și mi se pare mie ca o semnătură luminoasă un pic modificată odată cu proporțiile, dar cam atât. Per total, mașina, în schimb, să știți că are undeva la 4,6 metri lungime și este arătoasă, arată foarte bine și atrage priviri chiar și în combinația asta de alb, care este considerat de foarte multe ori o culoare banală, cu elemente negre. Acestea fiind spuse, haideți să ne urcăm și la interior să vedem cum stau lucrurile și acolo. Dacă sperați ca la interior modificările să fie ceva mai generoase, ei bine, Mercedes-Benz probabil a preluat zicoala dacă funcționează, de ce să-l schimbi, și a decis să nu modifice foarte multe lucruri aici la interior. Dar a făcut o modificare foarte importantă, cel puțin din punctul meu de vedere. Iar aceasta se referă la zona de aici, de pe consola centrală, de unde a dispărut trackpad-ul pe care l-am văzut pe GLA, de exemplu, cred în cel mai recent clip al meu. Acel trackpad îți permitea să faci anumite lucruri, dar te și încurca de foarte multe ori și, sincer, eu nu-i găseam foarte mult utilitate. Ei bine, pe noul A-Class acesta a dispărut. Aici avem acum o zonă de depozitare foarte simplă. Deasupra ei buton pentru volum, pentru sistemul multimedia, un buton pentru camere și un buton pentru modurile de condus. Interesant este că aici nu scrie driving mode sau, nu știu, eco, sport, comfort, dinamic sau așa mai departe, scrie doar dinamic. Deși modurile de condus sunt eco, sport, individual, sunt mai multe. Scrie doar dinamic aici. Ok, probabil ca să-ți spună faptul că de aici modifici dinamica mașinii. În schimb, cei de la Mercedes-Benz s-au ocupat de echipamentul oferit standard pe această mașină și de oferirea a mai multor opțiuni în același preț. De exemplu, toate modelele primesc acum volanul îmbrăcat în piele. Toate modelele primesc acum instrumentarul de bord cu ecran de 10,25 în standard. E un instrumentar de bord pe care îl știm deja de la modelele Mercedes-Benz, cu mai multe moduri de afișare a informației. În schimb, nu primesc toate mașinile același ecran pentru sistemul multimedia în standard. Standard primești un ecran de 7 inci, aici avem ecranul opțional de 10,25 inci. Dar primești MBUX pe toate modelele și din moment ce a dispărut acel controller aici cu trackpad, toate acțiunile se vor face de pe ecran. Având în vedere dimensiunea mașinii, probabil o să o faci foarte simplu. Dacă nu te descurci să ajungi foarte ușor la acest ecran, există și comenzi vocale, iar Mercedes-Benz spune că acestea au fost îmbunătățite foarte mult comparativ cu modelul precedent și că asistentul personal se descurcă mai bine. În rest, vorbim de aceleași guri de ventilație cu design tip turbină, pe care le știm de ceva timp pe modelele Mercedes-Benz, și vorbim în continuare de foarte mult negru plastic lucios pe aici, prin zona asta, în jurul ecranelor. Și acum, pentru că volanele de la pachetul AMG au acest design cu spițe pe lateral de acest tip, avem negru lucios și pe ele, pentru că butoanele sunt acum sensibile la atingere. Iarăși o chestie care, știți foarte bine, nu mă impresionează, ba chiar mă deranjează de foarte mult, pentru că mi se pare destul de greu să le folosești. Spațiile de depozitare sunt generoase, mi se pare că parcă au lucrat un pic la forma buzunarelor de pe ușor, cum o sticlă de genul acesta. Nu o să pună niciun fel de problemă, dar poți să bagi și sticle de un litru, cred eu. Pe această mașină avem scaunele, parte din pachetul AMG, îmbrăcate în piele artificială, sintetică, Artico, care pe modelele noi conține o cantitate mai mare de fibre provenite din plastic reciclat. Deci tot interiorul acesta teoretic este făcut cu mai multe materiale reciclate pentru a proteja mai bine planeta. Aici avem plastic moale la atingere, la fel pe partea de sus a bordului, și aici o porțiune cu iarăși aceeași piele și două linii luminoase pentru sistemul de iluminare ambientală, care este disponibil opțional. Apropo, nu toate mașinile îl primesc în standard. Butoanele pentru sistemul de ventilație și climatizare al mașinii sunt continuare fizice, asta ne place, și ca de obicei schimbătorul este tot aici pe coloana de direcție. Trapă avem pe această mașină și este destul de generoasă în dimensiuni, iar ca spațiu eu încap foarte bine. În spate însă este o cantitate limitată de spațiu, nu neapărat la cap cât la picioare. Cu scaunul meu reglat în poziția mea confortabilă la condus, în spate nu mai am foarte mult loc. Nu o să mă mai urc data aceasta, va trebui să mă credeți pe cuvânt. Dar oricum, nu-ți cumperi mașina asta dacă vrei neapărat să cari oameni ceva mai corpulenți ca mine, ci îți cumperi mașina asta pentru că vrei să intri în familia Mercedes-Benz cu un model compact,
care poartă cu mândrie sigla producătorului din Stuttgart. Acestea fiind spuse, haideți să ne punem la drum și să vorbim despre motorizare, transmisie, parte tehnică, consum și tot ceea ce vă mai interesează. Așadar, despre ce este vorba când vorbim despre A-Class? Ce se află pe dedesubt? Păi, faceliftul a adus câteva modificări, pentru că acum toate propulsoarele sunt hibridizate, sunt mild hybrid, nu sunt hibridizate full. Și gama de motorizări se bazează în mare pe propulsorul de 1,3 litri dezvoltat de Mercedes-Benz în colaborare cu partenerii săi Nissan și Renault. E un propulsor pe care l-am testat de mai multe ori aici pe canal, l-ați văzut și pe Dacia, l-ați văzut și pe Renault. E un propulsor care se descurcă bine spre foarte bine, aș spune eu. E un propulsor în 4 cilindri turbo cu diferite niveluri de putere și vă spuneam acum pe modelul facelift hibridizat, este mild hybrid. Dar, bineînțeles, mai există nostalgici care își cumpără încă motorizări diesel. Toate sunt bazate pe un propulsor de 2 litri, foarte cunoscut fanilor Mercedes-Benz de generație nouă, cu diferite niveluri de putere, bineînțeles. Tot pe gama A-clasă există și versiuni plug-in hybrid A250e, pe care coincidență face că am testat-o deja sub forma lui GLA250e acum nu foarte mult timp. Și singura excepție de la această motorizare este... pentru că până și pe plug-in hybrid ai tot motorul de 1,3 litri sub capotă ca bază termic. Singura excepție este modelul AMG A35 AMG, care este vârful de gamă în acest moment, care folosește un propulsor de 2 litri. Este și singurul model care are și tracțiune integrală. Deci, câteva lucruri de care să ții cont. În funcție de motorizarea pe care o alegi, vei avea la dispoziție o transmisie cu 7 sau cu 8 rapoarte, dar indiferent de variantă vei avea dublu ambreiaj, da? Vei avea un principiu de funcționare cu dublu ambreiaj. Noi aici testăm versiunea A200, adică motorul de care vă spuneam, 1,33 benzină turbo, mild hybrid, care dezvoltă 163 de cai în total și 270 de Nm maxim. Ei bine, cum se obține această putere combinând cele două surse? Dar bine, dacă e să vorbim de motorul electric, acesta nu contribuie foarte mult și în mod decisiv la totalul de putere de pe această mașină. El poate dezvolta până la 13,6 cai putere, are 10 kW, este integrat în transmisie și ajută cu anumite funcții auxiliare ale mașinii, precum și cu anumite momente, nu știu, de pornire de pe loc, un pic de boost, dar nu are un rol decisiv în tot acest angrenaj. Transmisia se face exclusiv către roțile față, în cazul în care vă întrebați. Vă spuneam de altfel că doar modelul AMG este disponibil cu tracțiune integrală. Și cu aceste resurse A200 se poate deplasa destul de decent din punct de vedere al performanțelor. Este unul dintre cele mai de bază modele din gamă, să spunem așa. Este o motorizare entry level. Face 100 în 8,8 secunde și poate atinge o viteză maximă de 230 de km pe oră. Da, asta în teorie, în practică mașina se simte destul de fâșneață și coincidența face că înainte de aceasta am condus altă mașină cu o cutie cu dublu ambreiaj și acolo am observat un delay, mai ales la plecarea de pe loc, între momentul în care apeși pe pedală și mașina se pune cu adevărat în mișcare. Un delay pe care l-am observat și pe modelele Volkswagen, grupului Volkswagen, cu cutie DSG. Ei bine, această mașină nu se întâmplă și cred că nu se întâmplă din cauza sau datorită motorului electric starter generator care îți dă un pic de zvâc la plecarea de pe loc, dar pe de altă parte nici nu face experiența foarte fluidă, pentru că mașina la plecarea de pe loc se simte un pic parcă prea dornică să plece repede de pe loc. Nu știu dacă mă fac foarte bine înțeles din acest punct de vedere. Dar asta nu este singura problemă pe care am observat-o pe mașina asta și cred că toate sunt legate de transmisie. În trafic foarte greu, cum este cel din București, mașina se simte ezitantă de foarte multe ori. Mi s-a întâmplat ca pe retrogradare, când mă apropiam de 0 km pe oră, să am și niște momente în care mașina a bruscat destul de rău. Și foarte interesant mi se pare faptul că între 80 și 110 km pe oră, în anumite momente mai tare sau mai puțin, se simte o trepidație la bordul mașinii. Și nu cred că este de la anvelope sau de la jante,
cred că provine tot de undeva din zona transmisiei, pentru că această vibrație nu se simte deloc în volan. De obicei, dacă ai o problemă la una din jante, de obicei o să o ai pe față, acolo e impactul cel mai mare când lovești o groapă și se va resimți când ai trepidații în mașină, se vor resimți și în volan, dar în acest caz nu se întâmplă chestia asta. Deci am o trepidație în mașină, dacă o dau de exemplu pe cruise control, dacă dau mașina pe cruise control și merg cu 80 la oră cum merg acum, se simte o trepidație foarte subtilă și tare mă tem că este din zona transmisiei de undeva. Acum, nu spun că această problemă se va regăsi pe toate modelele Mercedes-Benz cu această transmisie, poate e doar o problemă pe această mașină, oricum ar fi, eu când o să duc mașina înapoi, o să le spun celor de la Mercedes-Benz să o verifice, că ceva mie mi se pare că nu e în regulă. Cred că are mașina o problemă, mașina asta o problemă la transmisie, de-aia se și poartă probabil atât de ciudățel în trafic, pentru că am mai condus această cutie de viteze cu acest propulsor și nu mi s-au părut vizibile astfel de probleme, de exemplu pe GLA sau pe GLB. Și rămâne de văzut care este sursa lor. Dar, per total, mașina este bine izolată fonic, este confortabilă, îmi place foarte mult că e confortabilă, nu văd nicio problemă pe partea asta, izolată bine fonic, vă spuneam, și arată foarte bine. De condus sportiv nu prea se pune problema pe un A200, am încercat eu să împing mașina asta un pic la limită, dar nu îi place aproape deloc, am observat destul de multă subvirare și foarte ciudat, destul de mult torque steer și puntea față mi se pare că nu are destul de multă aderență pe partea de accelerare. În rest îmi place foarte mult, de exemplu, frâna, care deși are și frânare regenerativă, tranziția de pe frânare regenerativă pe cea mecanică se face destul de fluid, fără să-ți dai seama că se întâmplă ceva în mod special sub capotă. Deci asta îmi place. Și îmi place și faptul că am o vizibilitate foarte bună atunci când sunt la volan, inclusiv în spate. Deci, per total, o mașină cu plusuri și minusuri, așa cum mă așteptam, dar am fost foarte dezamăgit de partea de transmisie în acest moment. Repet, nu sunt sigur că asta se întâmplă pe toate modelele, e posibil că această mașină, fiind una de presă, mulți oameni le abuzează și e posibil să fi pățit ceva, pentru că nu mi se pare normal ce am resimțit, mai ales, vă spuneam, în zona între 80 și 110 km pe oră. Cât despre consum, pentru că sunt sigur că veți fi curioși și de partea asta, pot să vă spun așa, în oraș consumul mediu înregistrat de mine a fost de 9 litri la 100 de km, pe DN consumul a coborât în jur de 5 litri la 100 de km, iar pe autostradă a urcat înapoi la 7. Mers cu, fără niciun fel de menajare, doar în cu aerul condiționat pornit cu tot, deci nu facem teste aici de consum, doar să vedem cât de puțin poate să consume mașina, căutăm niște numere realiste pe care să putem să le luăm de bune pe viitor. Încă o chestie interesantă, mi se pare că motorul are un sunet destul de plăcut, trage destul de bine per total, sincer, chiar dacă are doar 160 și ceva de cai, se descurcă bine cu această greutate a mașinii. Apropo, mașina are undeva la 1500 de kilograme, deci e ok din punctul ăsta de vedere. Ca raport, știți că vă spuneam de raportul ăla de 100 de cai per tonă, mi se pare ok pe mașina asta raportul de greutate raportat la, puterea mașinii. Da, am vorbit de toți banii. Mi se pare ok raportul greutate per cai putere. Nu o să fie o mașină care să te facă să plângi de cât de tare merge, dar nu este nici cea mai lentă din parcare. Îți faci treaba cu ea și oricum, când îți cumperi un A200, știi că nu o să câștigi foarte multe curse pe 400 de metri și nu te interesează asta în mod special. Te interesează să ai o mașină care să consume puțin, poate să arate într-un fel cum este mașina asta, să fie confortabilă și să ai toată tehnologia de care ai nevoie la bord. Și încă un update comparativ cu modelul pre-facelift, că mi-am adus aminte acum. Acum Android Auto și Apple CarPlay sunt afișate pe întreaga lățime a ecranului de aici de pe bord, ceea ce nu se întâmpla pe modelele anterioare, pentru că erau afișate într-un mod Windows, așa cam pe jumate din totalul pixelilor disponibili. La sfârșit trebuie să vorbim și despre prețuri și rivali. Din punct de vedere al prețurilor, prețurile pentru A-class sedan facelift încep de la 35.600 de euro în România. Versiunea pe care o vedeți aici, în schimb, are un preț de 56.000
de euro, 56.600, din care vreo 12.200 este doar pachetul AMG, care vine într-adevăr cu foarte multe chestii, dar e 12.000 de euro. Na, faceți cu informația asta ce credeți de cuvință. Rivalii acestei mașini, păi, dacă e să vorbim despre sedan, vorbim despre Audi A3 sedan, vorbim despre BMW seria 2 Gran Coupé. Da, știu că sună ciudat, dar cam ăla este singurul BMW care ar concura cu mașina asta. Bine, la teoretic concurează cu CLA, dar pentru A-clasă sedan BMW nu are altă mașină. Deci asta e. Și ce mă interesează pe mine de obicei în comentarii, în secțiunea de comentarii, este să-mi spuneți dacă v-ar interesa o astfel de mașină sau dacă v-ar interesa unul dintre rivali și mai ales de ce. De ce ați alege oricare dintre aceste mașini. Până data viitoare, eu vă mulțumesc că mi-ați urmărit acest review. Nu uitați să vă hrăniți pasiunile, bineînțeles, și nu uitați de like, share și subscribe. Ciao!